Unele branduri românești au grijă de imaginea României în străinătate. Antreprenorii au ieșit pe piața externă și acum sunt chiar mai prezenți acolo decât pe piața de aici. Ei îți povestesc cum e viața peste hotarea unui brand autohton. Bogdan Vlad este fondatorul Testament Collection, un brand de parfumuri de nișă și nu doar că a depășit granițele României, ci le-a depășit și pe cele ale Europei. Parfumurile lui au ajuns până acum în Dubai și China. Deci am preferat piața externă? În primul rând pentru faptul că oamenii sunt foarte receptivi, mult mai receptivi la brandurile noi și totodată suportul autorităților din piața externă atunci când ai un business în exterior este cu totul și totul altul decât la noi. Principala diferență între piața de consum a produsele, pentru produsele de lux din România și cea externă, cred că este puterea de cumpărare, din punctul meu de vedere. Cifra de afaceri de anul trecut a fost undeva în jur de 500.000 de, de euro. Stefan Pelger este și fondatorul brandului cu același nume și este singurul român care a ajuns în revista Vogue. Și-a descoperit vocația de la 2 ani, când, deși nu știa ce este fashion-ul, știa să deseneze. L-a îmbrăcat pe Kanye West, dar și pe celebrități de la noi, cum ar fi Laura Cosoi. Mi-a plăcut să fac niște chestii un pic mai atipice decât uh, le-a digerat piața română în momentul respectiv. Dacă la mine pe site o roche costă 500 de ron, să zicem, uh, acel preț nu are voie să depășească 10-15% în alte țări, depinzând de uh, uh, taxe, impozite. Marja de profit este uh, între uh, 120% și. Peste 1000%. Provocări există în fiecare zi, de la uh, factura care îți vine pentru uh, materiale, până la uh, producția, până la deadline-uri, până la 4 sau 6 colecții pe an. Luxul rămâne lux, dar în anul COVID-ului designerul a făcut și unele adaptări. Am făcut un pic un ribust al brandului și am făcut un online outlet pentru că perioada este de așa natură încât lumea dorește să cumpere ceva, dar nu mai dorește să investească foarte, foarte mult. Alina Ceușan este un influencer care are aproape 900.000 de urmăritori în social media și mulți dintre ei sunt din străinătate. Ea reprezintă mai multe branduri cu capital românesc și îți spune că are încredere în antreprenorii români că pot cuceri piața externă dacă ești fana cumpărăturilor de lux, cred că ar trebui să îți reconsideri cumva alegerile și să, să revii și pe brandurile de profil din țară, pentru că sunt foarte mulți designeri care fac piese într-adevăr frumoase.